24 de sfaturi pentru adolescenți, partea a treia, să-i dăm drumul. Fă-ți un plan de viitor. Ai nevoie de un plan atât pe termen scurt, cât și pe termen lung pentru a te ghida în viață, pentru a ști încotro te îndrepți. Chiar dacă inițial este un plan prost, e mai bine decât să nu ai niciunul și îl ajustezi tu pe parcurs. Un plan te ajută să afli unde ești acum și încotro te îndrepți, în loc să umbli prin viață ca găina fără cap. Să faci bani e bine, dar nu cu orice preț. Banii sunt importanți, dar nu sunt cei mai importanți și foarte mulți tineri în ziua de astăzi aleg calea asta mai ușoară, a înșelăciunii. Vor să dea țepe sau să facă combinații. Crede-mă că banii făcuți în mod cinstit, prin pasiune și prin muncă, îi vei aprecia mult mai mult decât banii câștigați ușor sau banii furați. Nu începe conflicte care nu sunt necesare. Când eram mic, eram foarte irascibil și dacă te luai de mine, îți răspundeam cu aceeași monedă. Între timp am devenit mai cumpătat și dacă sunt provocat de cineva, nu răspund sau îl ignor pentru că îmi cunosc valoarea. Știu că am lucruri mai bune de făcut decât să mă iau la ceartă cu cineva pe lucruri pe care probabil nici nu le știe despre mine. Nu mă interesează dacă mă vorbesc alții de rău pentru că eu știu care este adevărul despre mine. Ei nu cunosc toată imaginea, nu mă știu în totalitate. Sunt foarte mulți bully, bătăuși, hărțuitori, mai ales la școală. Și cel mai important și cel mai înțelept lucru pe care îl poți să-l faci dacă cineva te provoacă sau se ia de tine este să nu reacționezi urât, să nu îl bagi în seamă și să nu pui la suflet ceea ce spune el. Căci cei care fac asta, care se iau de tine, asta așteaptă, să primească o reacție din partea ta. Asta îi face pe ei fericiți. Dacă tu ești hărțuitorul și te uiți acum la acest video, vreau să spun că dacă înjosești pe alții, nu te ridică pe tine mai sus, nu te face mai șmecher. Probabil faci asta pentru că ai probleme nerezolvate, ai traume în familie sau din trecut. Sfatul meu este să ceri ajutorul unui specialist, unui psiholog, care să te ajute să treci peste aceste probleme pe care le ai, să treci dincolo de traumele pe care le-ai trăit și să devii o persoană mai bună care nu găsește plăcere în a se lua de alții. Acum, sunt și alte tipuri de conflicte, cele necesare. De exemplu, să-i spui partenerului tău atunci când ți-a greșit, când consider că a făcut ceva în la locul lui. Asta poate genera un conflict atunci pe moment, dar dacă nu e rezolvat chiar atunci când se întâmplă, poate deveni un bulgăre de zăpadă și poate deveni o problemă și mai mare în viitor. Deci există două tipuri de conflicte, necesare și nenecesare. Pe cele necesare trebuie să le înfrunți, iar pe cele nenecesare să le eviți. Puneți întrebări. Puneți întrebări, fii curios, află cum funcționează lumea aceasta, măcar o parte din ea, atât cât poți. Ceea ce nu merge, ce nu funcționează, ce nu-ți place la tine, întreabă-te de ce și ce poți face ca să devii mai bun. Avansul începe cu o întrebare și poate că nu ai răspunsul corect deocamdată, dar întrebarea corectă pusă de suficiente ori te va conduce la răspunsul corect. Compară-te cu tine de ieri, nu cu altcineva de azi. O comparație cu altcineva în afara ta nu e corectă pentru că nu te-ai născut în același loc, nu ai crescut în același fel, nu ai întâmpinat aceleași probleme. Am văzut odată un show pe National Geographic, nu mai știu cum se numea, însă era un prezentator care a organizat un concurs. Mai mulți participanți se întreceau pentru un premiu de $10,000 sau ceva de genul. Numai că nu toți porneau de la aceeași linie de start, unii porneau mai în față, alții mai în spate, alții și mai în spate, deci nu era totul fair, să zic așa, nu era totul corect. Și asta a și vrut să demonstreze, că în viață nu toți plecăm de la același punct de start, nu toți plecăm cu aceleași șanse, nu sunt șanse egale. Unii oameni au avut norocul să plece cu un avans față de tine, dar alții au avut ghinionul să plece din spatele tău cu un dezavantaj. Nu poți să controlezi asta, nu poți să alegi atunci când te naști din ce loc pornești în această cursă. Poți doar să lucrezi cu ceea ce ai, să faci ceea ce poți din ceea ce ți se dă. Nu te ajută cu nimic dacă te plângi față de locul care ți-a fost dat. Ceea ce te ajută este să pornești și să începi această cursă cu toate forțele pe care le ai. Și n-aș compara viața neapărat cu o cursă, ci mai degrabă cu un maraton. Pentru că de multe ori nu câștigă cel care ajunge primul, ci cel care se menține cel mai mult, cel care duce cel mai mult. Și de asta nu trebuie să te compari cu altcineva de azi, ci cu tine de ieri, pentru că te poți antrena, poți deveni mai bun ca să reziști cât mai mult în acest maraton. Învață să fii articulat în gândire și exprimare. Poți face asta doar citind și ascultând oameni care știu despre ce vorbesc. Degeaba gândești bine dacă nu poți exprima ceea ce gândești. Și cei care știu cel mai bine să își argumenteze opiniile și să le susțină cu informații bazate sunt cei care câștigă
câștigă de cele mai multe ori, chiar dacă nu au cea mai bună idee. Acceptă că nu le știi pe toate. Adolescenții au de multe ori impresia că le știu pe toate, însă lasă-mă să te trezesc la realitate și să spun că nu știi foarte multe lucruri. E normal, încă suntem tineri, încă învățăm despre cum funcționează lucrurile în viața asta. Însă mă întorc la ce am spus adineaori, când crezi că le știi pe toate, dispare curiozitatea, dispar întrebările și nu mai poți evolua. Așa că fii umil și încearcă să înveți ceva de la fiecare om pe care îl întâlnești. Și în final, sfatul cu numărul 24 este să fii recunoscător, pentru că deși e plină de suferință, viața e bună. Să vrei mai mult, dar în același timp să fii mulțumit cu ce ai, este greu de făcut. Nu contează cât de nașpa e viața ta acum, poate fi mult mai rău de atât. Așa că fii recunoscător pentru fiecare lucru bun pe care îl ai în viața ta, pentru că nu se știe când nu te vei mai bucura de el. Da, oameni, acestea au fost cele 24 de sfaturi pentru adolescenți împărțite în 3 videoclipuri adevărat. Dacă v-a plăcut și v-a fost de folos videoclipurile, vă rog frumos să le distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like la acest video și să-mi dați un follow pe Instagram la EddieAdvice, link în descriere. De asemenea, dacă aveți nevoie de sfaturi pentru problemele voastre personale, vă puteți alătura canalului apăsând butonul alăturate de mai jos și veți avea acces la serverul nostru de Discord, unde vorbim despre tot felul de probleme ale adolescenților în încercarea de a le rezolva. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și mâna ta viitoare, nu uita, pune M-ul reușită, nu rateu, pa, pa!